Bun găsit, Marian. Mulțumim. Bine v-am acest interviu. Găsit. Ce faci? Cum ești? Bine. Urmărești Liga 1 la zi, așa? Normal că sunt. Urmăresc cu mare atenție, mai ales finalul ăsta de sezon. Sunt trei echipe care, din punctul meu de vedere, sunt angrenate în a câștiga titlul. Și aici mă refer Faru, CFR-ul și FCSB-ul. Eu îi zic FCSB, dar în sufletul meu este Steaua. Da? Cine crezi că e favorită în momentul ăsta? Mi-aș dori foarte mult ca cei de la FCSB să câștige anul ăsta campionatul. Am urmărit și ultimul meci care l-au avut cu CFR-ul, care a fost un meci bun, dar după gol, mă refer al FCSB-ului. Păcat, pentru că au jucători foarte buni, jucători cu calitate, dar am simțit așa că până la gol au fost timorați, au jucat cu o teamă, cu o frică și nu știu de ce, pentru că ar trebui să intri mult mai dezinvolt în joc, pentru că au calitate și și-au demonstrat-o imediat după gol. Și de-aia a fost și rezultatul care a fost. Probabil dacă îndrăzneau mai mult, puteau să reușească să aibă probabil și o victorie în meciul cu CFR, pentru că CFR-ul nu mai este echipa care a fost în urmă cu un sezon, două, dar deși au jucători cu experiență, s-a văzut. Se pare că e decisiv meciul ăsta cu Faru pentru cei de la FCSB? Toate meciurile sunt decisive. Fiecare meci acum trebuie să o trateze ca o finală. Eu spun din punctul meu de vedere, pentru că și eu am jucat meciul care m-am bătut la campionat și mă refer la Shakhtar și am avut, țin minte, 2 ani la rând am jucat 6 meciuri și au fost tratate ca și o finală. Asta trebuie să trateze și ei, fiecare meci să-l ia în parte, să nu se gândească decât la următorul meci, cel care l-au în față. Și eu cred că pot câștiga, dar și Farul, deși Farul joacă fiecare meci, adică din punctul meu de vedere, cele 3 echipe își vor juca șansa până la capăt. Rapidul, îmi pare rău de Rapidul, că am deviat puțin de la subiect. Rapidul, nu știu ce se întâmplă cu ei. Am văzut și meciul care l-au avut cu Sepsi. Au jucat foarte slab și sper ca sezonul următor să aibă o altă față. Oricum, din punctul meu de vedere, este o mare realizare. Să ne aducem aminte că Rapidul în urmă cu 2 ani, 3 ani, unde erau și unde sunt astăzi, un club organizat, dar eu cred că la anul vor face niște achiziții bune, pentru că au suporteri minunați și păcat de acei suporteri care ar trebui, eu cred că sunt conștienți de ceea ce au realizat și la anul să aibă o altă față Rapidul. Trebuie să facem mâna în buzunar, dar în șocu. Păi n-ai cum altfel. Fără achiziții, deci nu poți să te bați, să emiți să câștigi campionatul. Deși Rapid nu este o echipă cu tradiție, au niște jucători buni, dar le mai lipsește ceva. Adrian Mutu a demonstrat, nu, că e antrenorul de care are nevoie. Mutu este un antrenor tânăr. Îți dai seama că experiența acumulată ca și jucător, având numai antrenori cu renume, l-a ajutat foarte mult și l-a ajutat foarte mult Rapid în această perioadă, pentru că i-a dat credibilitate, ceea ce la noi în România în ultimii ani a lipsit chestia asta, să-i dai unui antrenor credibilitate, indiferent cine a fost, oamenii n-au răbdare, iar Șucu a demonstrat că este un om de afaceri și are încredere în el și ar fi păcat ca Adi Mutu să plece de la Rapid, pentru că a depus o muncă împreună cu tot staff-ul, cu clubul. Și eu cred că la anul va avea o altă față Rapid. Are nevoie și el de suportul domnului Șucu și să-i aducă jucători, pentru că nu poate face minuni. Deja a făcut. Eu cred, din punctul meu de vedere, că a făcut niște lucruri frumoase acolo. Da, cu defensiva pe care o are, cu, știm, Săpunarul 39 de ani, Grigore 36, Moraici 36, poate se bată la titlu sau trebuie să schimbe jucători? Se pot bate, de ce nu? Că sunt jucători cu experiență, care au valoare, au avut valoare și în trecut și acum joacă din experiență. Dar trebuie să vină și acești jucători tineri, talentați, să vină să pună mai mult osul, să arate mai mult, pentru că sunt și jucători buni acolo. Mă refer la un Ioniță, care e un jucător tehnic, dar am impresia că se mulțumește cu puțin.
Adică nu realizează de calitățile pe care le are și nu își asumă rolul de playmaker. Adică în momentele grele trebuie să vii și să fii vioara întâi. Iar el ar trebui să facă lucrul ăsta pentru că deja nu mai are 17, 18, 19 și ar trebui de la anul să gândească foarte serios că poate deveni lider. Din câte a spus el după meciul cu Sepsi, e și un fel de un conflict, să-i spunem așa, într-o relație mai puțin bună cu Adrian Mutu, că a zis că atunci când a ieșit la un alt meci nu l-a salutat, dar acum are tot dreptul să, Adrian Mutu are tot dreptul să îl scoate și să fie de da, în general jucătorii și Mutu trebuie să-l înțeleagă pentru că și el a avut capriciile lui și așa sunt jucătorii de fotbal. Atunci când antrenorul te scoate sau nu te bagă, ești nemulțumit. Tot timpul va exista un nemulțumit. Și eu am fost, și el, și alții, așa se întâmplă. Dar el trebuie să realizeze, eu cred că Mutu are încredere în el, știe, cunoaște foarte bine calitățile și nu cred că un antrenor s-ar certa cu un jucător dacă ar da randamentul de care are nevoie. Iar Ioniță are niște calități foarte bune și mă repet, trebuie să-și asume chestia asta de playmaker. Pentru că poate la jucători unul la unul individual să aibă mai multă încredere. Eu am văzut și anumite meciuri, mie mi-au plăcut meciurile în general, cele cu miză. Și astea sunt meciurile cu miză în play-off ăsta. Atunci când joci cu o echipă bună, trebuie să-ți arăți valoarea. Iar el are și trebuie să o demonstreze. Te așteptai să îl vezi pe Adrian Mutu așa de echilibrat, calculat față de perioada în care era jucător? E un alt om acum ca antrenor. Știi cum e? Te schimbi. Atunci când ești jucător, te bazezi pe calitățile tale, știi ce valoare ai și nu prea te interesează decât atunci când intri în teren. Indiferent dacă îți pierzi o noapte sau se întâmplă ceva, știi că intri și vei da randament pentru că te bazezi pe tine. În momentul în care devii antrenor, nu mai depinzi numai de tine, depinzi de jucători și atunci trebuie să te gândești la fiecare jucător în parte, să te gândești cum se pregătesc, alimentație, ai mai multe răspunderi. El, adică după ce termin cu fotbalul ca și jucător, devii un fel de părinte al echipei, da? Tu decizi și atunci răspunderea este foarte mare și trebuie să fii foarte atent. Te corectează. Nu poți să mai ai aceeași atitudine care o aveai când erai jucător. Să începi să te cerți, să arunci cu apă, cu... Mutu este foarte schimbat și este schimbat în bine și eu îl văd că va avea o carieră frumoasă. Pentru că își dorește, e pasionat și cu siguranță, bine, va avea nevoie și de rezultate. Că un antrenor fără puțină șansă, nu poți fi antrenor. La FCSB, Florinel Coman arată din ce în ce mai bine. Eu am spus-o în multe rânduri și o repet. Pentru mine, Florinel Coman este, cred că, cel mai bun jucător de la FCSB și atunci când a venit după accidentare, știm cu toții declarații de patron în care a spus că nu mai are unde să-l pună, că are deja. Și aici vorbim de Octavian Popescu, da? Și Octavian Popescu este un jucător bun, dar nu are capacitatea de a fi lider în momentul ăsta. Florinel Coman, să știi că are capacitatea de a fi lider și în momentele grele un jucător când marchează, cum a făcut-o și cu CFR-ul, demonstrează că simte că este valoros și are încredere în el. Iar din punctul meu de vedere, Coman merită mult mai mult. Ar merita să plece undeva. Crezi că l-au ambiționat declarație patronului sau faptul că vrea să plece și el după atâția ani la FCSB? Nu, el s-a pregătit foarte bine din ce am înțeles și se vede și în teren. Știa că trebuie să joace, știa că putea pierde echipa și putea fi un mare regres în cariera lui. Cred că a înțeles, sunt sigur că au fost oameni care l-au sfătuit ceea ce trebuie să facă. A venit și după o accidentare, e clar că l-a dat înapoi atunci după accidentare, e foarte greu să revii. El a revenit și dacă FCSB-ul va câștiga campionatul și se va duce în cupele europene, va avea un parcurs bun, așa și el va avea o șansă în plus să plece undeva, pentru că are capacitate de efort foarte bună, are un fizic frumos
și are execuție. E jucător, din punctul meu de vedere, cred că este în momentul de față cel mai bun din campionat. Octavian Popescu are o evoluție oscilantă, nu mai e la fel de consistent ca sezoanele trecute. Mediatizarea asta poate i-a făcut rău, o faptul că i s-a dat numărul 10 și s-a pus banderola la pe braț. La nu, cei de la FCSB, mai mult ca sigur, au vrut să-i dea o responsabilitate în plus, au vrut să-i dea o credibilitate și să poată demonstra, că, adică prin încrederea dată, că poate fi număr 10. A avut și meciuri bune, are niște calități bune, adică nu putem să-i luăm unui copil, să-i luăm calitățile. Acum rămâne de văzut dacă el va continua cum a început și dacă va înțelege că fără sacrificii și fără a lua în serios jocul de fotbal, e foarte greu. Adică oamenii au pretenții acum de la el, pentru că a venit ca o speranță, a avut momente bune și oamenii se așteaptă de la el să iasă la lumină. Și asta depinde numai de el. E momentul ăsta, e Jumacher care face jocul FCSB-ului, că s-a văzut lipsa lui la meciul cu CFR. Da, în Jumacher și-a demonstrat valoarea. Pentru România este un jucător bun, a avut și apariții bune la finalizare în anumite meciuri în care chiar a și marcat și s-a simțit lipsa lui, mai ales în ultimul meci. Da, uite, săptămâna viitoare are loc meciul ăsta, îți vorbește foarte mult de el. CSA Steaua cu Dinamo, ce părere? Da, ce pot să zic? Îți dai seama că e dureros pentru noi care am jucat la Steaua. Nu înțelegem, practic, nu știu dacă vreun jucător. Da, eu personal nu prea înțeleg ceea ce se întâmplă cu FCSB, cu CSA. Din punctul meu de vedere, trebuia să existe o singură echipă, să joace în Ghencea, aia era Steaua lui Gigi Becali. Eu mă repet a nu știu câta mia oară și spun, eu nu am niciun interes cu Gigi Becali, nu mă plătește. Eu, din contră, când am plecat de la Steaua, am plecat printr-un scandal cu el. Și aș fi putut bine mersi să spun că, să dau un el, să spun, băi, știi ceva? Da? Aia nu s-a salvat? Da, ok. Marian, săptămâna viitoare CSA Dinamo? Da, știm cu toții că pentru unii este un derby, pentru mine, sincer, nu este niciun derby. În primul rând, CSA-ul nu au suporteri în totalitate de partea lor, ceea ce s-a și demonstrat. Eu am văzut ieri meciul CSA-ului cu Poliaș, stadionul era gol și Steaua n-are ce căuta în Liga a doua. Steaua n-a fost niciodată în Liga a doua. Da, din punctul meu de vedere, nu este niciun derby. Derby este, și eu am jucat în derby, este doar Steaua Dinamo în prima divizie. Că Dinamo a retrogradat, din păcate, sunt singur, dar va juca cu o clonă a Stelei, din punctul meu de vedere. Știu că deranjez suporterii CSA-ului, dar și ei sunt supărați pe Gigi, pot să zic pe aroganța lui care a avut-o. Și eu aș putea să fiu supărat pe el, pentru că eu am plecat de la Steaua într-un conflict avut cu el, dar eu nu dau în el, pentru că omul chiar are dreptate. A venit într-un moment greu la Steaua, a băgat niște bani, i s-a dat credibilitate și a dus brandul mai departe Steaua, au jucat an la rând în cupele europene, n-a sesizat nimeni că acolo nu este Steaua, era Steaua, aveam aceeași siglă pe piept și toate cele, și la un moment dat a venit domnul Talpan și a spus că Gigi a furat Steaua și că nu este Steaua la el. Este păcat ceea ce se întâmplă, că oricum avem un fotbal sărac și ne mai și contrăm între noi, așa suntem noi, poporul român, să ne facem rău singuri. Deci, mă repet, din punctul meu de vedere, nu este derby. Da, pe foștii tăi colegi care au jucat la FCSB, au lucrat cu Gigi Becali, înțelegi, care spune despre CSA? Care au plecat, care acum sunt de partea CSA-ului. Da, sunt Boștină, Oprița, Osmeraru. Este decizia lor, probabil și eu dacă aș fi lucrat la CSA, aș fi luat partea armate, pentru că de acolo mi-aș fi luat un salariu, nu, asta e părerea mea. Și mi-ar fi fost greu să dau un CSA, ar fi trebuit să iau partea CSA-ului.
Și probabil de aici a plecat toată povestea asta. Dar dacă ne uităm în spate, și Oprița, până să vină, este prietenul meu, nu sunt certat cu el, nici cu Boștină, sunt frații mei. Îi mănâncă de acolo și Oprița a avut cândva o declarație prin care a spus că FCSB este Steaua. Adică nu pot spune, uite cum este Ogăraru, da? Ogăraru spune că el n-a jucat la FCSB. Și atunci Gigi Becali pe cine a plătit? Sau înseamnă că acea semifinală de care el este mândru n-a avut-o la Steaua. A avut-o la FCSB. Adică ar trebui să hotărească. Bă, am jucat în perioada aia sau nu am jucat la Steaua? E o mare minciună ceea ce se întâmplă și este păcat. Deci mă repet, FCSB pentru mine rămâne Steaua. Îl înțelegi pe Gigi Becali cu modul ăsta lui de se implică la echipă, că ai zis că nu lasă, când trăiește, nu lasă în comanda. Asta nu sunt de acord cu ceea ce face el. Probabil și faptul că n-au câștigat atâția în campionatul ar trebui să-și asume și cred că și asumă, dar el știe ce face. Știi ce zice? Sunt patron, bag bani la echipă, decid, deciziile sunt ale mele, câștig, meritul este al meu, deci el este asumat în totalitate. Jucătorii care vin acolo trebuie să-și asume. Vin la FCSB, oricum este o echipă care, indiferent ce fotbalist spune, eu nu m-aș duce la FCSB, credem că s-ar duce oricând, pentru că altfel ești văzut la FCSB și altfel ești văzut la o echipă din provincie. Aici nu mă refer la CFR și la... CFR este o echipă de tradiție, cum este și Craiova, dar FCSB este un club cu renume, este tot Steaua, sub o altă denumire. Da, a adus acum un antrenor cipriot, Elias Charalambus. Da, eu îl știu, pe cipriot pentru că el a jucat la PAOK. Și eu am jucat la Heraclis și îl știu din perioada când jucam în Grecia. Un jucător bun. Și acum este un antrenor tânăr. Am văzut niște declarații date de către cei de la FCSB. Cred că este un antrenor dornic, tânăr. L-au adus probabil pentru că avea licență de antrenor. Dar cred că și-au dat seama că are și niște calități și dacă va avea rezultate bune, va continua cu siguranță. Acum doar rezultatele. Pe antrenorii țin rezultatele. Mulțumesc, Maria. Ce vreau să mai fac, te-aș ruga dacă pot să fac un anunț. Că știi, cu faptul că eu m-am dus către pocăință, nu știu dacă... Am văzut, da. Am zis, nu. Nu, pot să mă întreb, adică să mă întrebi... Da. Okay. Că vreau, și de ce, pe data de sâmbătă acum, s-a organizat de către... toți creștinii, știi? Adică, bine, o să mă trezi și o să... Da. Dacă vrei. Sigur. E un alt pas în viața personală. Ai trecut-o la o altă religie. Ce te-a făcut să faci acest pas? Uite, mă bucur că ai pus întrebarea așa, un alt pas, că m-am dus către o altă religie. Nu m-am dus către nicio altă religie. Este o singură credință. Cum avem... Am plecat din ortodoxie, da? Este o singură credință, este credința în Hristos. Este aceeași învățătură. Nu spune Hristos să fii ortodox, fii catolic, fii penticostal, în nicio scriptură. Oamenii ar trebui să vadă lucrul ăsta și să cerceteze mai mult Biblia, să vadă că a fi ortodox, Hristos n-a spus fii ortodox, fii creștin. Faptul că eu m-am dus către penticostal, nici a fi penticostal nu spune. M-am dus să îmi certific mai mult și să îl caut mai bine pe Hristos, pentru că cei de la penticostal ce fac? Vorbesc mai mult, toate faptele apostolilor, vorbesc din Scriptură și acolo îl cunoști într-adevăr pe Hristos, cam ceea ce a vrut la noi. De-aia am și făcut acest pas și am făcut un botez, un legământ, se zice, cu Hristos, prin apa botezului, pentru că el în Scriptură a demonstrat și ne-a arătat nouă că botezul se face la maturitate, nu atunci când ești mic. Când ești mic nu-L cunoști pe Hristos, nu te cunoști pe tine, nu-ți cunoști familia, nu cunoști pe nimeni. Și nu poți să spui să te ierte de păcate dacă tu nu ai. Da? Și de-aia am făcut pasul către o cunoaștere a Bibliei în profunzime. Deci nu m-am schimbat. Nu sunt tot creștin, tot aceeași cale,
tot către Hristos și nu sunt într-o altă sectă, cum zic unii, da? Și pe această cale ce aș dori, pentru că Paștele este peste tot, deși noi facem Paștele, da? Este același Paște, este moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, noi sâmbătă aș dori ca toți creștinii, acolo nu vorbim de vreo religie anume, că noi suntem un popor creștin. Aș dori ca toți creștinii să vină în număr cât mai mare sâmbătă pe Stadionul Național, s-a închiriat stadionul și ar fi o mare binecuvântare pentru noi și putem să-i dăm slavă lui Hristos, să-i mulțumim lui și să venim pe Stadionul Național în număr cât mai mare. Ar fi o mare bucurie pentru fiecare creștin în parte. Ce le transmiți oamenilor de Paște? În primul rând le doresc să fie sănătoși, să fie mai buni, nu numai de Paște, că așa suntem noi oamenii, în săptămâna mare ținem post, suntem mai buni, ne ducem către biserică, încercăm să-L cunoaștem iar, să-L băgăm în seamă pe Hristos, după care revenim la problemele noastre și uităm iar un an. Le doresc să fie sănătoși, să-L caute pe Hristos în fiecare zi, pentru că acolo vei găsi pacea și mântuirea și în probleme le vei găsi tot la El și să aibă un Paște fericit alături de familie și să fie mai bun pe toată perioada vieții. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc!